Oscilo Coccinum îți prezintă emisiunea Cunoaște, visează, iubește. Mă numesc Monica Umbari, sunt medic de medicină generală și homeopatie și am descoperit în această specialitate homeopatia, acea medicină care mă ajută să-mi tratez ideal familia, mă ajută să văd omul din spatele bolii și acesta este lucrul cel mai minunat în homeopatie, că ne adresăm universului fiecăruia dintre noi și nu bolii pentru care vine pacientul. Dintre toate abordările homeopatiei, aș vrea să vorbim în acest moment despre homeopatia în școală, homeopatia ca educație, homeopatia pentru mame, pentru că eu sunt mamă și din momentul în care am descoperit beneficiile homeopatiei, am început să o îndrăgesc din ce în ce mai tare. Am observat că acei copii care se tratează și homeopatic au o imunitate mult mai bună și din punct de vedere al programului școlar pot participa, dacă vorbim de un an, la mult mai multe cursuri, la mult mai multe programe școlare decât cei care au o imunitate mai slabă, care folosesc doar medicamentele obișnuite și doar medicina alopată și nu se pot proteja și cu ceva suplimentar, deci nu sunt informați cu mai mult. Hai să vedem cum ar influența homeopatia medicina școlară, dacă am putea să numim așa. Homeopatia poate să optimizeze foarte mult, în primul și în primul rând, sănătatea copiilor. Și odată cu o sănătate mai bună, sigur că frecvența la cursuri este superioară. Când vin la consultația homeopate cu copii de grădiniță, ne zic, îi duceam de luni până miercuri, miercuri în seară începea să tușească, să strănute, de joi deja intra pe tratament, îl puneam pe picioare până duminică, luni îl duceam la grădiniță și iarăși se îmbolnăvea. Deci este o ritmicitate pe care foarte mulți părinți o cunosc, iar absenteismul de la grădiniță încă mai poate fi tolerat, pentru că nu se face prezența într-un mod strict. Nu pierde nimic la grădiniță. Nu pierd lecții, e adevărat. Pe măsură ce ajung la nivelul școlii, lucrurile sunt un pic mai serioase. Nu-și mai poate permite copilul respectiv să lipsească câteva zile, chiar o săptămână, două săptămâni și cu internare și tot șirul de neplăceri. Homeopatia poate să intervină în astfel de cazuri reglând terenul, cum spunem noi. Fiecare copil are un anumit timp de sensibilitate. De zonă mai fragilă, să zicem. Sunt copii care la fiecare răceală tușesc, alți copii care la o răceală fac faringite, faringoamigdalite, la nivelul gâtului. Alții care fac febră. Alții care fac toate aceste lucruri cu sau fără febră. Toate aceste boli, sau sinuzită, rinită, otite, iarăși foarte periculoase otitele, pentru care automat copilul se ține acasă. Evident, pierde din orele de la școală, din cursuri, și în familie e o dramă pentru că trebuie să stea cineva cu copilul, trebuie să recupereze lecțiile, nu mai vorbim de tratamentul destul de agresiv, cu toate repercursiunile lui, dar în sfârșit, copilul se vindecă, devine iarăși funcțional, îl ducem la școală, unde mai frecventează o perioadă și iarăși se îmbolnăvește. Și în acest moment, de obicei, sătui de tot acest flux nesfârșit de răceli, părinții se adresează homeopatiei. Cu cât vin de mai devreme, cu atât rezultatele sunt mai bune. Cu cât au apucat să ia mai puține tratamente alopate, cu atât terenul este mai curat și mai ușor de lucrat. Și încet, încet, eu de altfel și spun pacienților mei, din prima iarnă va trebui să ținem foarte strâns legătura, pentru că răcelile vor fi greu de stăpânit sau dificil pentru părinți doar cu homeopate. Ei învățați să dea repede antitermice, antibiotice, dar încet, încet, răcelile, stările gripale și toate bolile aparatului respirator
devin mai rare, apar mai rar, sunt mult mai ușoare, mult mai ușor de gestionat, doar cu homeopate și trec mult mai repede. Se poate vorbi despre o dependență de toate aceste medicamente din medicina alopată care fac mult rău copiilor? Se poate vorbi despre o dependență pentru că chiar și eu ca mamă, la început, când, de exemplu, m-am confruntat cu perioada aceea de grădiniță, care e foarte, foarte dificilă pentru orice părinte și copil. Odată e despărțirea, odată este imunitatea care se confruntă cu o întreagă plajă de virus și de noutăți în organism și ești tentat ca să, cum să zic, să scapi repede de toate acele neplăceri și disconforturi create de răceală, guturai. Deci ai vrea cumva să amorțești copilul așa, să nu-l mai doară, să se simtă bine și repede. Și atunci cel mai repede urmezi clasicul drum al analgezicelor, sunt chiar și antitermice, sunt chiar tot felul de siropele plăcute la gust, care, din păcate, copilului nu-i fac foarte bine. Dacă am abordat chiar din perioada aceasta preșcolară homeopatia, am avea șansă ca părinți de școlari, apoi de elevi mai mari, să avem o viață mai ușoară? Cu siguranță. Cu siguranță. Asta este și succesiunea anilor care urmează unui tratament homeopat. Exact cum spuneam, să fie răcelile mai rare și mai ușoare și mai scurte. Aceste medicamente homeopate funcționează pe termen lung? Întăresc imunitatea pe termen lung pentru copii? Vorbim de două aspecte. Vorbim de tratament constituțional, care se referă acestui univers care este fiecare din noi. Fiecare din noi este un univers. Eu îi spun de multe ori că este un tort. Noi suntem fiecare cât un tort. Cu diverse felii, fiecare felie cu sensibilitatea ei. Unul are o sensibilitate digestivă, altul are o sensibilitate respiratorie, altul de aparat locomotor și așa mai departe. Nu toți avem aceleași sensibilități. Aceleași felii de tort le avem toți, numai că la fiecare este o felie mai slabă sau mai multe. În momentul în care începi un tratament homeopat, aceste sensibilități încep să se diminueze vizibil, astfel încât ajungi să nu mai faci acele patologii fiind expus acelor situații care înainte îți declanșau patologia respectivă. Deci se poate întâmpla să vină un pacient cu o gastrită făcută pe fond de stres la serviciu și odată început tratamentul homeopat, în aceleași condiții de stres la serviciu să facă față mult mai bine. Sau, reîntorcându-ne la copii, îmi spun părinții, am fost la schi, am fost cu săniuța, astă vară la mare am mâncat înghețat în fiecare zi, el care acum un an pe vremea asta n-ar fi făcut așa ceva, nici vorbă. Deci în aceleași condiții, fără tratament homeopat, părinții știu sigur că s-ar fi îmbolnăvit copilul și cu tratament homeopat, această felie de tort sensibilă devine mult mai rezistentă. Nu, homeopatia nu te face intangibil. Nu devine nimeni total imun. Sigur că poți să mai răcești, dar sunt mult mai ușoare, sunt mult mai ușor de gestionat și de vindecat, sunt mult mai scurte. Și e un parfum să tratezi un copil cu câteva granule în 2-3 zile în comparație cu un tratament antibiotic sau, ferească Dumnezeu, cu internare. Raportându-ne la virus și la bolile contagioase, care este efectul medicamentelor homeopate atunci când vorbim de boli foarte contagioase, mai ales că
În ultimii ani am auzit cu toții de tot felul de tulpini ale unor gripe care au avut un felul de nume pompoase, dar care au fost toate foarte contagioase. Se diminuează atunci când crește imunitatea datorită unor tratamente homeopate, se diminuează riscul de a capta acești viruși? Exact, exact așa cum este ca spus. Un vaccin? Se poate compara cu un vaccin? În primul rând, tratamentul constituțional îți ajută organismul să fie mult mai rezistent, așa încât, indiferent ce tulpină de virus ar apărea, dacă ar apărea o tulpină în fiecare lună, n-ar fi important pentru organism. Pentru că el devine rezistent, aparatul respectiv, aparatul respirator, pentru că de asta vorbim în momentul acesta, aparatul respirator devine mult mai puternic. Indiferent ce fel, că este virus, că este bacterie, indiferent de agentul patogen, el este mult mai puternic. Deci, putem vorbi de o întărire a organismului. Iar dacă vorbim de imunizare, există și medicamente homeopate, da, într-adevăr, realizate din tulpini de virusuri, influențe și parainfluențe, cele care ne dau stările gripale, și au valoare de vaccin. Este foarte adevărat, există aceste medicamente homeopate, sunt la noi pe piață, dar sunt adjuvante. Medicamentul cel mai important este cel constituțional, medicamentul de teren. Experiența pe care o aveți cu copiii și cu părinții, se poate vorbi despre, hai să spunem, o răspândire naturală a homeopatiei, pentru că, de exemplu, dacă un copil stă în bancă cu alt copil care nu este tratat și homeopat și se observă, de exemplu, ca mămici, observăm între noi, uite mă cum alucutare nu răcește deloc. Sau cum alucutare, uite, din clasa 1 până acum între a 5-a n-a fost răcită, n-a fost bolnavă, n-a lipsit de la școală. Se poate vorbi despre o educație a părinților în acest sens? Sigur, se poate vorbi. E un subiect foarte real. Ați punctat foarte bine, foarte bine acest aspect, în sensul că sunt părinți ai unor copii, fie de grădiniță, fie de școală, sau pur și simplu se cunosc în parc, și constată că iarna asta colegului de grădiniță sau colegului de școală a răcit mult mai puțin. Mămica află despre ce este vorba și există două variante. Fie urmează calea homeopată și cere numărul de telefon și se adresează medicului homeopat, fie cere informații amănunte și când află că este vorba de luat un pic mai des, la 2 ore, la 3 ore, că este vorba de mai multe tubulețe sau că doar de unul singur, că trebuie să merg la farmacie să le cumpăr. Unii cedează acestui mic efort și spun, mai bine îi dau antibiotic odată la 12 ore și am terminat povestea, decât să tot stau că n-are cine să-i dea la grădiniță, n-are cine să-i dea acasă. Și atunci sunt părinți, cel puțin în experiența mea asta am constatat, sunt părinți extrem de hotărâți, care cu orice risc și cu orice efort se suie, vorbim la telefon și seara la ora 10-11 se suie în mașină și pleacă la farmacie, își cumpără medicamentele și își vindecă copilul până dimineață. Sau sunt părinți, poate pentru că sunt foarte ocupați, poate pentru că nu sunt dispuși să facă acest efort, care nu aleg. Deci îi aud pe părinți spunându-mi. Iarăși privim pe termen lung antibioticele. Ce riscuri aduc în viața unui copil care abia începe viața? Dacă folosim antibiotice, de exemplu, într-un sezon de 2-3 ori, pentru că sunt situații în care copilul face gripă în ianuarie, mai face și la sfârșitul lui februarie, de Paște în aprilie iarăși are manifestări care necesită antibiotic. Îi se slăbește imunitatea progresiv pe măsură ce folosește antibiotice? Antibioticul este o substanță care suprimă niște simptome și atâta tot. Suprimă o infecție bacteriană, o infecție microbiană și, din păcate, îți dă acea senzație de siguranță.
e pe antibiotic, mi-aud pacienții, e pe antibiotic, deja mi-am luat de o grijă. E sigur. E sigur. Ceea ce știm cu toții că nu e adevărat. Se poate întâmpla să ia o serie de antibiotic, 5 zile, 7 zile și boala să nu se rezolve și să mai urmeze încă 5 zile, 7 zile de alt antibiotic. Deci știm foarte bine că se poate întâmpla ca antibioticul să nu fie rezolvarea perfectă. Dar ca adult, copilul care crește folosind antibiotice atât de des, ca adulți, am văzut adulți care folosesc antibioticele tot așa, cu o frecvență foarte mare și deja este evident că nu mai au rezultate. O problemă ar fi la nivel digestiv, la acest nivel. O altă problemă ar fi la nivel hepatic, pentru că toate medicamentele de sinteză sunt medicamente chimice. Afectează și unde este bucătăria întregului organism, unde se metabolizează tot ceea ce ingerăm, în ficat. Iar acolo rămân toxine care ies foarte greu și nu ne mirăm ca în condițiile în care un copil nu mănâncă oricum pentru că este bolnav, să nu mănânce nici după ce îi trece boala pentru că are ficatul afectat. Asta atunci, repede, vă dați seama că toate efectele astea adunate de la 2-3 episoade pe iarnă, în câțiva ani de zile... Devin considerabile. Devin considerabile, da. Oscilococcinum ți-a prezentat emisiunea Cunoaște, visează, iubește.